Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. La ultima ședință ordinară a Consiliului Local, pe ordinea de zi, s-a aflat și un punct în care Consiliul Local își alegea un avocat, angaja un avocat, ca să-l reprezinte într-o acțiune civilă de revendicare a tezaurului de la Părău. Acesta este un tezaur mare cu peste 5.000 de monede și pentru a discuta despre el, despre modul cum a fost găsit, ce valoare are, cum s-a valorificat el la muzeu, l-am invitat pe domnul profesor Ioan Constantin Frătean, care este în același timp și numismat. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule profesor. Mulțumesc pentru invitație și... Să dăm drumul. Da. Ei, spuneți-mi, care a fost primul semn despre acest tezaur fabulos, care putem spune că este o comoară? Da. Pe data de 7 decembrie 1979, cetățeanul domnul Șulea Dumitru din Părău s-a prezentat la muzeul cetății Făgăraș, așa era denumirea atunci, cu 17 monede din argint și jumătate. Deci era un denar de tip unguresc rupt în două. Deci erau 17 monede și jumătate. Pe data de 8 decembrie, atunci director era domnul Ioan Ciupea, a hotărât să facă o descindere la locul de unde cetățeanul adunase monedele. Cum le găsise dumneavoastră? Povestea era că în primăvară, arând terenul pentru a-l cultiva, a observat niște bănuți acolo, verzi, pentru că erau oxidați. Și a adunat ce a văzut. Și i-a ținut până în decembrie, era iarnă. Da. Atunci ne-am urcat eu, directorul Ioan Ciupea, care făcea și arheologie, eu ca restaurator, fotograful muzeului Virgil Babeț și muncitorul Constantin Predescu, care era om la toate, repara o priză, ce era de meșterit prin muzeu. Ne-am urcat în mașina domnului Predescu, colegul nostru, l-am luat și pe domnul Șulea, care era pe la autogară, dacă nu mă înșel, și am plecat la Părău. Am ajuns acolo, noi am plecat în jurul orei 9 și jumătate dimineața. Și echipați... Nu era zăpadă în decembrie? Nu, era o temperatură bună. Ca 29, da. Da. Și ne-a arătat, uite aici i-am găsit. Ne-am învârtit noi pe acolo, n-am găsit nicio monedă. La un moment dat, unul din grupul nostru, nu știu, era de la muzeu sau chiar domnul Șulea Dumitru, unul a găsit un bănuț. Când am găsit bănuțul, ne-am apucat să întoarcem brazdele, pentru că era noroi. Deci nu era înghețat pământul, da. Puternic pământul. Era o poșghiță foarte ușoară, când călcai deja te înnoroiai pe cizme. Și am început să săpăm. Ne-am dus înspre stradă cu săpătura. Cât de adânc ați săpat? Păi la vreo 30 de centimetri maxim. Deci era la suprafață. Da, la suprafață. Asta explică și cum plugul a rupt vasul și am prăștia monedele. Da. Și am văzut că încolo nu găsim nimic, atunci am venit spre fundul grădinii. Și încet, încet, cu fiecare... Cu ce să pați? Nu, cu lopez, că lupezi, da. Terenul fusese arat. Era arat. Da. Și cu lopata, încet, ne uitam atent, hop, au început să apară monede. Și am înaintat, la un moment dat au apărut tot mai multe, monedele au fost adunate, aveam o pungă aceea de un leu, cum sunt și acum, le-am pus acolo o grămadă
Și când am văzut că se întețește numărul monedelor, ne-am grupat și am deschis practic o casetă, nu după toate standardele arheologiei, dar... Caseta arheologică, nu? Da. Acolo am început să săpăm mai cu grijă mai... și la un moment dat a apărut oala cu monede. În momentul în care am dat de vas, se vedeau monedele în el, ne-am oprit și domnul director Ioan Ciupea îl trimite pe fotograful nostru la șeful de post din comuna Părău să vină cu aparatul foto de acolo, să facem niște fotografii și să fie o autoritate. Deci nu am săpat, le-am luat, le-am băgat în buzunar, cum cred mulți, și am plecat cu ele, nu. Deci ne-am oprit, am stat toți acolo, a venit șeful de post cu aparatul de la poliție, postul de miliție, de miliție, da, că și fotograful nostru fiind profesionist, a luat niște fotografii in situ, fotografie cu noi săpând și după ce l-am localizat bine, l-am curățat cu șpaclu, am adunat tot ce s-a văzut în jur, am introdus o lopată sub oala respectivă, am pus-o și pe ea pe pungă și am plecat cu ele spre stradă. Ieșind în stradă prin curtea domnului Șulea Dumitru, mi se pare la numărul 43 sau așa ceva, este scris în carte, am ieșit în stradă. Când am ieșit în stradă, la poartă, puhoi de oameni. Și chiar a fost o fază amuzantă, eu mergeam cu tezaurul, cu oala, brațele, da, murdară de pământ, de așa, mergeam cu ea în brațe, când am ieșit în stradă, lumea a început să se dea la o parte ca să pot trece. Și apare o băbuță, să zic, la 75 de ani, așa, mică de statură, și își făcea loc printre oameni, îi trăgea de o parte și ajunge în fața mea, se oprește, se uită și zice, păi nu-i aur. Și-o da cu mâna așa, scârbă, s-o întors și-o pleca. Da. Asta era o poantă, da, reală, întâmplată, da, toată lumea a râs. Ad hoc, da. Și ne-am întors cu mașina în oraș. Nu am venit la muzeu, ne-am dus direct la sediul partidului, pentru că trebuia să arătăm că avem și noi o activitate mai deosebită. Ne-am dus la tovarășul prim secretar de partid, parcă Ioan Vlad îl chema. Uitați ce am găsit, ce am descoperit, explica domnul Ciupea tovarășului. Oh, foarte bine, nu știu ce. După care ne-am dus la muzeu, l-am închis într-un dulap metalic, cheia a luat-o directorul și a pus-o undeva la el în birou sau, în fine, nu mai știu exact amănuntele. Și asta fiind sâmbătă, imediat telefon la Brașov, la directorul patrimoniului, la directorul muzeului, care era același, era, da, Dumnezeu să-l ierte, domnul profesor Hașdeu, și explică despre ce e vorba, să vină cu o comisie să facem o inventariere. Nu era suficient să faceți inventarierea la Făgăraș aici? Păi patrimoniul e cel care supervizează totul, nu? Da. Și ca să avem acoperire, tocmai ca să nu pățim alte minuni, că acuzații că ai luat, că n-ai luat. Da. Mai ales lumea mă cunoștea că eu mai adunam monede și a venit luni sau marți o comisie de la Brașov. Era directorul de patrimoniu, care era și directorul Muzeului Județean de Istorie, arheologul Florea Costea, fie iertat și el a decedat, restauratorul Liviu Muntiu, alt decedat, și doamna Cernea, care era conservator șef la patrimoniu. Deci au venit patru inși de la Brașov și era domnul Ciupea, eram eu și Virgil Babeț, fotograful. Deci am fost o mână bună de oameni, exact, și ne-am apucat să numărăm piesele. Și am tot numărat. Ei, la un moment dat am ajuns
nu mai știu, undeva în jur de 4.000 de bucăți sau ceva peste 4.000 și erau niște bulgări. Deci monedele fiind dintr-un argint în aliaj cu cupru, datorită condițiilor electrochimice din sol timp de 300 de ani aproape, au oxidat puternic și s-a format așa ca un bolovan. Da. Am aproximat, nu eu, comisia. Deci sunt atâtea, aici să mai fie atâtea și am preluat tezaurul respectiv cu proces verbal pentru curățare, fiind și restaurator metal, circa 4.500 de monede de argint. După curățarea lor, de fapt, au ieșit 5.372 de piese. În ce a constat curățarea? Păi trebuia curățat oxidul de cupru. Ele erau verzi. Da. Doar talerii erau 9 taleri, doar talerii erau din argint bun. Da. Și atunci n-aveau oxidul acela verde, numai ceea ce s-a luat de pe monedele mărunte, care erau cu o calitate mai slabă a argintului. Printre ele erau și câteva falsuri și erau groșii de, jumătățile de groș de șvidnița, care de fapt erau bilon. Jumătățile de groș de șvidnița au creat o adevărată inflație și problemă cu circulația monetară, încât împăratul Ferdinand I al Imperiului Romano-German a intervenit cu armata și a închis monetăria de la Svidnița, pentru că ele erau de calitate foarte proastă. Dar cu toate acestea, ele au continuat să fie primite. Marea masă a populației nu umbla cu taleri, cu ducați de aur, umbla cu un mărunțișu. Da. Că dacă vindeai o găină, nu venea nimeni un taler să taie din el, că n-are să-ți dea rest sau așa. Deci se lucra mai mult cu mărunțiș. Și în final au ieșit, cercetarea am făcut-o eu, am vrut să-l publicăm cu regretatul numismat și arheolog Eugen Chirilă de la Cluj, care publicase sute de tezaure de tip medieval, dar și antic, însă niște împrejurări despre care n-are rost să amintesc, au făcut ca acest tezaur să nu poată fi cercetat. În 90 sau 91 dânsul a decedat și a rămas tezaurul la Făgăraș. Eu deja cercetasem 95-96%, știam precis totul ce este, aveam determinatoare, fusesem la Academie în București, la bibliotecă și am luat de acolo diferite determinatoare și... Ce înseamnă să explicăm telespectatorul ce e determinatorul? Determinatorul este o carte în care este descris pentru prima dată tipul monetar respectiv. De exemplu, la monedele transilvanene avem catalogul Reș, Adolf Reș, numismat bijutier din Brașov, a scos pentru prima dată acest catalog determinator pentru monedele transilvanene în 1901, mi se pare că a apărut. Și acum, dacă te duci și în străinătate unde apare o astfel de monedă emisă undeva în Transilvania, trimiterea este a Reș, care înseamnă catalogul lui Adolf Reș. Da. Și pentru cele puține rămase, în 96, am făcut deplasarea la Cluj și datorită domnului Gudea, alt decedat, fie iertat, dânsul a fost la cercetările arheologice de la castru de la Feldioara, de lângă Ucea, și de la castru de la Cinșori. El era conducătorul de lucrări. Era unul dintre cei mai cunoscuți arheologi pe domeniul castrelor romane din România, cu prelegeri în toată Europa. În fine, dânsul moștenise biblioteca personală a domnului Chirilă, care nefiind căsătorit, neavând copii, i-a lăsat dânsului toată bibliografia și l-am rugat pe dânsul, mi-a pus la dispoziție
catalogele necesare, determinatoarele, și am terminat cu determinarea acestor monede. Monedele sunt în cartea care a apărut la Muzeul Țării Făgărașului. Din nefericire, eu deja eram plecat din țară și domnul director Dragota a făcut și el ce a putut, însă a făcut unele greșeli care au apărut pe erată. Avem erata aici, da, și cartea. Da. Deci, în mare, cam asta e istoria lui. Acum, ce fel de monede conține acest tezaur? Monedele cele mai mici ca valoare sunt fenigii albi de Boemia și obolii de tip maghiar. Știm că în perioada respectivă Ungaria nu mai exista. La 1540 ea dispare definitiv de pe harta Europei. Turcii și-au cea mai mare partea ei în sud și înființează așa zisele pașalâcuri, pașalâcul de la Timișoara, pașalâcul de la Budea, pașalâcul de la Oradea, și austriecii, Imperiul Romano-German, care era condus de un Habsburg, a luat partea de nord. Da. Transilvania rămâne ca un principat autonom sub suzeranitate turcească, otomană. Și în această perioadă toți principii aveau o bârșie maghiară, dar amestecați și cu sânge românesc. Însă primul care a fost Ștefan Mailat, care se trăgea din Comăna și el era român, dar soția lui era unguroaică. Părma au venit Batorești, au venit Betlen, Racoții, în fine, toți aveau ceva sânge, chiar dacă nu românesc, aveau măcar altă nație. Da. În fine, și cea mai mică valoare sunt acești fenici și acești oboli de tip maghiar. Obolul ce este? Este jumătatea unui dinar. La un moment dat, unitatea de bază era talerul. Talerul cântărea în jur de 28 de grame din argint foarte bun. Calitatea argintului trebuia să fie cam 833 la 1000. Deci asta era finețea în metale prețioase. Se vorbește nu cu 83,3%, 833 la 1000. Da. Deci, ca să înțeleagă spectatorul, la 1000 de grame de aliaj, 833 erau argint și diferența cupru. Da. Monedele mărunte erau... Cam cât la sută aveau așa? Păi unele aveau și doar 500%, deja intrau sub incidența bilonului. Da. De asta aceste jumătăți de groș de svidnița care au circulat parcă au fost bătute de la 1520-21 până pe la 1526, când împăratul Ferdinand distruge monetăria respectivă din Svidnița. Astea sunt cele mai devalorizate. Valoarea lor era cam, fiind jumătate de groș, trebuia să fie un dinar jumate, dar valoarea reală era, cred că, sub un dinar. Cu un dinar cam ce puteai cumpăra atunci? Păi, din memorie e greu să... Așa, dar mi se pare că un ou era un dinar. Da. Avem aici lista, da. Putem să spunem și mai exact, pentru că în documente se specifică de multe ori cu cât se vindea câbla, cu cât se vindea banița. Deci erau denumiri de măsură, ocaua, marca, pentru diferite produse. De obicei, pentru metalele prețioase se folosea marca sau poundul, care nu era uniformizat. Da, în da. Unele regiuni cântărea și peste 600 de grame, în altele 260 de grame. Deci era destul de dificil să spui exact, pentru că și piața, dacă la Făgăraș să zicem, este aici în carte, să zic că ouul era un dinar, da? Te duceai la
Viena era 3 dinari sau la Sighișoara era 1 dinar jumate. Sau... Deci prețurile nu erau exacte da. Peste tot. Ca și deci dinarul nu avea o valoare foarte mare. Nu, deci da. Un taler avea 100 de dinari. Da. Dar, cum am spus, valoarea lor de multe ori era mai mică. Muritorul de rând nu avea cum să verifice. Erau și fenomene de furt din cantitatea de metal prețios. Zarafii, în momentul turnării? Nu, și da. În momentul turnării, dar atunci mai puțin, pentru că era un magistru monetar care era obligat să supravegheze cu strictețe toate operațiunile și dacă era prins că a introdus mai mult cupru, care era mult mai ieftin, putea să fie și executat. Și ce se întâmpla? Zaraful schimba, pentru că erau monede, ajungeau prin o anumită împrejurare monede englezești în zonă. Noi nu avem în tezaur, dar avem undeva din, mai din vestul Europei. Zaraful ce făcea? Păi ăsta nu, asta e altceva. Dinarul are, să zic, o medie de 0,40 și ceva grame. Tundea moneda cu o foarfecă pentru tăiat metal, bucățele mici din moneda măruntă. Da. Din monedele mai mari mai mult, sunt taleri care cântărește cu 2 grame mai puțin, depinde de cum pe mâna da. Cui intra. Da. Și cel care îl primea ca plată pentru un anumit produs, n-avea de unde să știe, da. Că nu avea... Și ce făcea cu resturile acelea? Le topea? Le topea și putea să le folosească, pentru că atunci valoarea monedei era dată de cantitatea intrinsecă de metal prețios conținut. Deci dacă aveai o bucată de argint fără niciun insemn pe ea și știai că e argint, o primeai. Dacă avea 28, ceva grame, știai că e valoarea unui taler. Deci da. Nu conta că nu scrie nimic pe ea sau că era un bulgăraș. Avea greutate, era da. Bun. Ce altfel? Acestea erau cele mici. Cele mici. Spus, altfel de și din ce zone mai proveneau ele? Sunt 27 de locuri de emisiune. Țări, orașe, provincii. Din toată Europa, din toată Europa, mai ales Europa Centrală. Și... avem 16 nominale, adică începând de la cele mai mici pe care le-am pomenit, apoi era dinarul, era dry polcărul, care era un dinar jumate, da, un dinar jumate, era grosul, care valora 3 dinari, era gros lat, care cântărea, valora 5 dinari, apoi avem creițari, 3 crițari, avem un sfert de taler de Saxonia și avem 9 taleri. Deci în total avem 16 nominale. Emisia lor s-a întins pe 2 secole. Pe 2 secole. Cum deci... de a ajuns în același vas? Prima monedă ca emisiune este tipul de jumătate de groș al lui al Iagelonilor, Vladislav Iagelo, dacă nu greșesc. Acest tip de monedă s-a bătut între 1399-1414, deci noi o încadrăm undeva în secolul 14, da. Pentru că sfârșitul 14, începutul fiind 15, câteva da. Piese, nu, e foarte greu să determin că a fost ștanțat în 1403 sau în 1399. Da. Dar se știe din documentele care provin din Polonia, unde a fost emisă, se știe perioada în care a fost emis acest tip de monedă, care erau dintr-un argint de foarte bună calitate. Apoi urmează o serie lungă de ani, de domnitori, de împărați, de orașe și ajungem la 1602. Din 1602 avem, cred că vreo 3 sau 4 denari de tip unguresc și mi se pare și un triplu gros polonez. Da. Ele sunt în carte, cine vrea,
Poate să le citești. Poate să le găsească, da, toate nominalele și... Și de ce puneau ei în să îngroape și să îngroape atât de superficial? Păi vă dați seama că atunci nu existau... Erau, înseamnă că era totuși un om înstărit cel care le-a... Păi era o valoare destul de mare, din câte mi-aduc aminte, peste 10.000 de dinari. De asta ar însemna peste 100 de taleri. Da. În perioada respectivă, dacă mi-aduc bine aminte, o vacă era vreo 6-7 taleri. Deci era o mică cireadă de vite. De vite, da, da. Nu mai vorbesc. Găini erau 5-6 până în 10 dinari sau așa. Deci toate aceste date deci se pot cerce. Da, o mică avere. Era un om foarte înstărit. Ori un negustor din satul respectiv, ori un cârciumar, ori un om cu foarte mult pământ, își vindea produsele și bineînțeles că în momentul în care el știa că e argint moneda respectivă, pentru că, așa cum am amintit, n-avea cum să știe că jumatea de gros de Svinița e de fapt numai 300 la mie argint, restul cupru. Era argint și a adunat și la un pericol. Supoziția mea este că în 1602, după moartea lui Mihai Viteazu, sunt frământări foarte mari în toată Transilvania. Și chiar între Părău și Șercaia este o luptă, o bătălie, în care piere, deci moare chiar capitanul cetății Făgărașului. Capitanul era cel care conducea cetatea. Da. Deci moare în lupta respectivă, vă dați seama că era la câțiva kilometri de Părău. Da. Și atunci posesorul acestor monede, la repezeală, le-a îngropat. Pentru că putea oricând să vină peste el și că... Și-a jefuiau tot când veneau armate. Se făcea prăpăd. Și și-a îngropat mica avere. Apoi... Poate a fost omorât atunci, poate a supraviețuit și a zis, lasă-o acolo că stă bine. A murit, urmașii știau că există, dar n-au știut locul unde a fost îngropată. Și norocul nostru celor de la muzeu a fost că domnul Șulea Dumitru, mai mult ca sigur, a arat cu tractorul și atunci tractorul intră un pic mai adânc și a rupt fundul oalei. Aici avem iar un aspect unic cunoscut în Transilvania. Toate tezaurile publicate de Eugen Chirilă, care a publicat sute, sau de alți cercetători, au fost îngropate cu oala în picioare. Deci cum e paharul așa, da, să zic, asta e oala. Ei, tezaurul nostru era cu gura în jos. Da. Pe o lespede de piatră de perșani, au pus lespedea deasupra și au întors oala cu fundul în sus. Da. Ca să nu intre apa. Interesant, da. Și avem piatra, se vede urma cum buza a stat acolo, s-a format de la oxidul de cupru care era verde, s-a format exact cercul de la buza oalei. Da. Și alt aspect care tot unic, în bulgărul acela de monede, am găsit fragmente de pânză de cânepă. Deci au fost introduse în mai săculeț pânză. De pânză, care, bineînțeles, a putrezit, dar în blocul acela, oxizii au păstrat între monede câteva fragmente, care iar este un fapt unic. Da. Nicăieri, în toate tezaurile pe care le-am cercetat, publicate de alții, nu apare așa ceva, nici îngropat cu gura în jos, nici. Și faptul că oala nu are fund. Deci avem buza perfectă, dacă era cu fundul la bază și buza sus, dispărea buza. Da. Noi nu avem fundul, pentru că atunci n-am știut, că nu se vedea, era doar un vas spart, se vedeau niște monede, dar nu am putut realiza că este de fapt cu fundul în sus. Da. Și avem toarta intactă. Putem chiar deschide la o fotografie de aici. Da. Vedeți, aici, să se vadă așa în carte. Nu e acolo. Nu, aici este fragmentele fragmentele, de
Și e una cu oala, dacă de pânză, așa, da, de săculeț, aici, și aici camera, oala, da, cum am găsit-o. Mai dreaptă, mai dreaptă. Cum am găsit-o, da, in situ. Da. Ea era spartă, plină cu monede. Aici avem iarăși niște imagini. Aici se vede cum era în pământ. Da. Și aici, după spălare cu apă. Aici sunt blocurile de monede care au fost curățate în timp, pentru că nu am vrut să folosesc metode foarte agresive. Am folosit un solvent Complexon 3, care este o sare a acidului dezoxiribonucleic, da, și în proporție de 10-15%, nu mai mi-aduc aminte, pentru că rețetele le aveam scrise, stabilite, da, de alții, scrise, toate au rămas la muzeu, dar au dispărut după ce am plecat, eu nu știu ce s-a mai întâmplat cu ele. Și așa cu soluțiile, nu cu, păi, sau cu rețetele. Rețetele? Da, da, da. Soluțiile, da, soluții. Astea oricum, da, expiră după un timp, dar rețetele au rămas acolo și asta e. Da. Iată că ne apropiem deja de sfârșitul emisiunii. Credeți că mai sunt astfel de comori îngropate în zona noastră? Părerea mea este că aproape în fiecare sat din țară, nu din zona Țării Făgărașului sau din Transilvania, există sau poate să existe un tezaur îngropat. În zona noastră, în Țara Făgărașului, primul tezaur similar cu acesta, nu știm exact numărul, a fost descoperit undeva, nu mi-aduc bine aminte, în jurul anului 1900, că a fost 1893, că a fost 1903, da, dar undeva acolo, în Cuciulata. Și din scrierile pe care le-am cercetat, am observat o oarecare similitudine între ce avem noi la Părău și ce a fost găsit atunci. Pentru că în perioada respectivă, toate tezaurile descoperite mergeau la Budapesta. Și ei ce făceau acolo? Pentru că primeau de pe un teritoriu foarte vast, alegeau ce era mai interesant și restul rămâneau loco. Da, da. Mai departe nu știa nimeni ce se întâmplă cu ele. Un alt caz interesant, tezaurul nostru conține un dinar sau denar emis de așa zisul despovodă. Despovodă era Iacob Heraclid, care avea o bârșe pe undeva prin insulele grecești și își construise un titlu foarte pompos cu tot felul de prinți, prințese, ce drepturi avea și printr-o împrejurare favorabilă lui, la 1561, parcă, ajunge domnitorul Moldovei și emite monedă de tip unguresc. Dinarul respectiv, dacă te uiți, nici nu-ți dai seama, numai dacă îi citești legenda, vezi că este Ioan. Da. Și cine nu știe, îl bagă undeva la moneda ungurească, dar ea este Moldavie, scrie. Da. Patrona Moldavie pe moneda ungurească scrie patrona Ungarie. Da. Și este al treilea caz cunoscut în tezaurele transilvanene în care apare o monedă de la despot vodă. Sunt foarte rare. Iată că muzeul din Făgăraș are o asemenea monedă. Are, are, da, da. Domnule profesor, am ajuns la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru explicațiile pe care ni le-ați dat, datele interesante pe care ni le-ați dat despre acest tezaur. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și data la viitoare. Revedere. Da. Data viitoare, dacă vreți, vorbim tot despre el, că putem vorbi 10 emisiuni și nu terminăm. Da. Vă mulțumesc încă o dată, dragii mei. Până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.